despre trioul german am tot discutat de nenumărate ori și astăzi tot despre trioul german o să vorbim, dar nu Audi, BMW, Mercedes și Volkswagen, Seat și Skoda. Și da, știu, Skoda și Seat teoretic nu sunt mărci germane, dar de când cu grupul VAG sunt cele niște mărci germane. Ce avem aici? Păi, Seat Arako, o mașină care îmbină atât istoria, cât și partea modernă un pic. Istoria datorită numelui, despre care o să vă povestesc imediat, și chestia modernă pentru că este primul SUV de la Seat care vine cu 7 locuri. Cunoaștem faptul că Seat este un brand spaniol, sau mai bine zis, este un brand catalan, și că modelele de la Seat au legătură cu părți geografice sau cu localități din Spania, cum este Seat Ibiza, León, Seat Alhambra și așa mai departe. E bine, normal că și la Tarako este același lucru. Numele comemorează orașul Tarako, care făcea parte din regiunea romană Hispania Tarraconensis, actual orașul Tarragona. Pe lângă partea istorică pe care v-am explicat-o, Seat a mai făcut încă un lucru foarte interesant. A lăsat poporul să aleagă numele mașinii pentru prima dată în istoria brandului. Au avut doar câteva cerințe: să fie ceva ușor de reținut, să fie o denumire de poziție geografică din Spania și să aibă maxim 3 silabe. Au primit peste 10.000 de sugestii de la peste 130.000 de oameni, iar în final au rămas 4 nume, și anume Tarako, Alvila, Alboran și Aranda. Și cred că putem să ne dăm seama cine a câștigat. Când vine vorba de prețuri, un Tarako pleacă de la 31.000 de euro cu TVA. Asta pentru pachetul de bază și motorul de bază. Noi astăzi avem motorul de bază, despre care o să vă zic la partea de motor și performanțe, cu pachetul de top, și anume FR, care pleacă de la 38.000 de euro cu TVA. Și cu ce mai are mașina asta pe ea, are un preț de listă undeva la 41-42.000 de euro cu TVA. Ca un lucru foarte interesant, când intrați pe configuratorul de la Seat, atunci când vă alegeți unul dintre cele 3 niveluri de echipare, adică Style, Experience sau FR, o să aveți o scară orizontală pentru design, unde stânga este clasic și în dreapta este sportiv, și încă o scară orizontală de desubt pentru partea de tehnologie, practic sau inovativ. Și în funcție de pachetul pe care îl alegi, o să ai acolo, îți arată unde te încadrezi. Mi se pare că este foarte tare din punctul ăsta de vedere. Și încă un lucru de ținut minte, un Skoda Kodiaq pleacă de la 33.000 de euro cu TVA. Și în funcție de cum îl configurezi și dacă îl compari cu Tarako, modelul ceho-german o să fie mereu un pic mai scump. Dar asta rămâne la latitudinea voastră, pentru că ce vă pot spune eu sigur e că dacă vreți o mașină nouă, este mega simplu. Doar intrați pe platforma noastră Auto Vantage, plasați o cerere de ofertă și în cel mai scurt timp, cu putință, dealerii parteneri vor face tot posibilul să răspundă la cerințele pe care le aveți voi. De acolo, greu, simplu, depinde de voi, pentru că să aveți o mulțime de oferte bune din care trebuie să alegeți. Și Tarako este bazat pe platforma MQBA2, adică în parte cu Kodiaq și cu Tiguan Allspace. Pe la urmă, întrebarea videoclipului este: merită să iei Tarako în loc de Kodiaq și de Tiguan Allspace? Dar partea frontală este aproape complet redesenată. Astfel, avem aceste blocuri optice foarte agresive, și că tot spun de agresivitate, uitați-vă un pic cât de agresiv și cât de sportiv arată Seat Tarako. Avem această grilă foarte mare deschisă pentru a intra aerul să răcească motorul. Dacă coborâm, vedem că avem foarte multe elemente de plastic, dar îmi place cum întrerupe culoarea mașinii, pentru că ai culoarea mașinii, element de plastic negru, culoarea mașinii, element de plastic negru și așa mai departe. Și partea inferioară a barei față, uitați-vă cât de bine arată, cât de agresiv arată. Și acum știu că poate să fie discuția aia că, bă, e un SUV de familie, vrei să fie agresiv? E bine, poate că unii nu vor, dar haideți să ne gândim că Seat-ul iese în evidență față de Skoda și de Volkswagen fiind prin treaba asta, prin sportivitate, prin dinamică și, da, și prin agresivitate. Într-un stil clasic Seat / Cupra, paleta de culori este destul de limitată. Astfel, la Tarako avem 6 culori disponibile: alb, negru, 2 tipuri de gri, un roșu care este singura chestie mai luminoasă și mai veselă din paleta de culori, și această culoare care se numește verde camuflaj. Și e destul de ciudată, pentru că la un moment dat poate să se pare că este gri, la un moment dat se pare că este negru, dar când te apropii și lumina bate cum trebuie, atunci apare splendoarea acestei culori, care este absolut superbă. Și îmi place că au ales ceva mai diferit față de culorile clasice. Și când mergem spre spate din lateral, putem să vedem pariul estetic pe care brandul spaniol l-a făcut împreună cu Giorgetto Giugiaro, adică a revenit la stilul anilor 90. Și mă refer, totul are legătură cu această linie de pe lateral, care se leagă foarte frumos cu stopurile din spate. Căutați modelul din anii 90 să vedeți aceeași idee de design, o idee care va fi continuată și pe viitoarele modele Seat. Și că tot suntem în spate, da, mi se pare că spatele este punctul forte al acestui automobil, pentru că avem această bandă LED care pare că este o singură bucată într-o parte în alta, dar de fapt, cum se numește asta? Are o mică strângăreață, exact, o mică strângăreață.
încap pe maxim o monedă, dar din nou arată foarte bine. Îmi place cum este logo-ul Seat aici și că au păstrat logo-ul și că n-au abordat ca toți ceilalți producători auto scrie efectiv Seat pe spate. Taraco, știm foarte bine că asta e noua idee de la brandul spaniol, să scrie numele modelului cu litere de mână, nu cu litere de tipar. Și acest pseudo-eleron care ajută cât de cât cu aerodinamica și cu dinamica, dar nu foarte mult. Un lucru foarte neplăcut din punctul meu de vedere, stil din nou clasic Seat, Cupra printre cele mai nesimțite evacuări false din industria auto. Sunt și 4 la număr și mă rog, te aștept să fii de echipare FR ceva mai sportiv, bă, măcar să fie 2 ore ale, nu. Totul este fals pentru că, de fapt, țeava de eșapament este, mă rog, țeavele de eșapament, că sunt două, sunt fix acolo, jos. S-a supărat pe mine Seat, a zis, bă, tu nu vorbești urât despre mine, că îți dau cu portbagajul ăsta în cap. Că tot s-a deschis portbagajul pe stilul box și violent, că am zis de evacuările false de Taraco. Sau vorbim despre portbagaj până la urmă. Volum de 760 de litri și dețin în minte că dacă vrei să vă luați varianta hibridă, o să aveți doar 710 litri de volum în portbagaj. Dar uitați-vă cât de mare e, și adânc, și lung, și lat. Țin foarte multe bagaje. Avem aici un element de ancorare pentru sacoșe de cumpărături, o priză de 12 volți și încă un lucru interesant, faptul că ai și o priză de 230 de volți cu ștecher normal, curentul venind direct de la bateria mașinii. Deci poți să pui o ladă frigorifică, laptopul l-a încărcat, să te oprești aici cum stai într-o poiană verde. Ai treaba la laptop, te-ai pus aici, l-ai băgat în priză, bam bam bam, mail, nu știu ce, totul bine. Și aici avem spații de depozitare, și aici și aici. Putem scoate astea ca niște delimitatoare de bagaje, să le punem altundeva. Sunt o mulțime de lucruri, pentru că este un portbagaj foarte practic și modular. Adică, la urmă, multe elemente luate de la Skoda și aplicate de Seat și surpriza plăcută din spate, roată de rezervă reală. Și acum, haideți să rabatăm bancheta din spate, să vedem dacă avem o suprafață plană sau nu de încărcare. Am tras de o șufă, foarte ușor s-a pliat. Încurcă un pic buza asta de aici și atunci când încarci se va lovi de buza asta și poate să te încurci și să fie prea înclinat pentru încărcarea bagajelor ceva mai voluminoase, dar nu e atât de neplăcut până la urmă. Și acum testul cu adevărat important, dacă se prinde centura atunci când punem înapoi bancheta. Nu, nu se prinde pentru că centura este destul de pusă în lateral încât să nu se prindă, deci big like Seat. Mamă, ce asta mâncați aici cât am muscoiul, bă, mama asta a mâncat albine la viață, ce puime. Ok, s-a calmat, e ok, bun. Nu este cel mai frumos interior, dar este foarte practic și la urmă asta este ideea. Este full negru, ți-l poți lua doar în culoarea neagră, deci ai avea nevoie de un plafon panoramic ca să mai ilumineze un pic situația. Din punct de vedere al materialelor, pe bord, în partea superioară, avem această spumă moale, care este foarte, foarte plăcută la atingere și este un pic surprinzător pentru o mașină în gama asta de preț. În același timp, spuma asta moale se continuă foarte frumos și pe ușă, același material foarte plăcut la atingere și în partea de mijloc a ușii, cât și în partea de mijloc a bordului, avem tot un element de plastic, dar este făcut să arate ca un ornament de aluminiu, ca o inserție de aluminiu, știi? Și da, așa, un nice touch, un aer mai rafinat interiorului lui Taraco. În zona unde ne ținem coatele, adică aici pe ușă și pe cutiera din mijloc, nu este un material mega spectaculos, mega ieșit din comun, dar este plăcut, este confortabil, nu o să te deranjeze. Scaunele sunt cele sport și aici mi se pare un pic ciudat pentru că este un Seat Taraco de 1.5, adică e un SUV de familie, scaunele astea sunt deja de Cupra, dar mă rog, asta este părerea mea personală, nu trebuie neapărat să luați în seamă. Astfel, în zona de uzură foarte accentuată avem acest material textil, în zona din lateral avem alcantara, în timp ce pe partea laterală exterioară avem această piele cu niște cusături portocalii, roșii? Roșii, portocalii, depinde cum vedeți voi. Dar vă pot spune că sunt în același timp și confortabile și vă susțin lateral foarte bine. Da, sunt niște scaune sport până la urmă, dar fiind sport, nu ai o tătieră reglabilă, este făcut dintr-o bucată. Volanul îmbrăcat în piele, sportiv, cu aceste padele, pentru că nu este un DSG în 7 trepte, FR de la Formula Racing, mi se pare foarte ciudată denumirea asta Formula Racing, că știi, te gândești la Formula 1, Seat-ul n-a avut niciodată treaba cu Formula 1, nici Volkswagen, nu nimic, mă rog, astea sunt deja probleme personale. Pe consola centrală vedem că sistemul de climatizare nu este cu butoane fizice, este prin touchscreen, dar rămâne ușor și intuitiv de folosit, adică nu trebuie neapărat să te uiți pe aici să vezi pe ce apeși, nu o să apeși din greșeală, adică răspunde foarte repede și din punct de vedere ergonomic, Seat a făcut o treabă bună din punctul meu de vedere, pentru că la alte modele din grupul VAG, sistemul de climatizare este băgat direct în infotainment și până ajungi tu să găsești scaunele încălzite, până găsești tu cât de tare să fie aerul, în ce zone să fie aerul, este o adevărată corvoadă. Ce mai găsim pe consola centrală? Selectorul de transmisie, PRND S, dacă dai încă o dată, și clasic, dacă dai în dreapta, este pe, doar pe manual. În același timp avem frâna de parcare electrică, auto hold-ul. De aici selectăm modurile de condus și fiind doar tracțiune față, avem 4 moduri de condus. Eco, normal, sport și individual. Dacă avem și tracțiune integrală, mai avem și modul off-road și modul zăpadă.
avem start-stop-ul aici, asistentul la parcare, camerele, care apropo sunt 360, un lucru plăcut. Ok, n-au ele cea mai bună claritate, dar din nou, sunt 360, adică te ajută foarte mult. Iar aici avem suporturile de pahare, care sunt foarte practice. La ce mă refer? Ok, deci suportul de pahare este așa, da? Avem aici o sticlă de apă, pe care tocmai am scăpat-o. Bun, nu o să stea foarte fix acum, da? Adică dacă eu să accelerez, dacă o să frânez, o să se bălângăne pe aici, total neplăcut, dacă ai o doză se varsă. Dar ce poți să faci? Ei bine, ai două butoane magice. Ai apăsat butonul. Deci cât de simplu. Cât de simplu și cât de deștepți au fost băieții de la Seat. Aici avem o cutieră foarte adâncă. Este adâncă, nu neapărat cea mai mare în lățime sau în lungime, dar este adâncă și avem deja un portofel, un încărcător, pot să bag și telefonul meu fără problemă, avem și sticla asta de apă, cât de cât se închide, un suport pentru ochelari și în același timp poți să-ți mai pui la Seat mai încă un suport care este din plafon aici în spate. Încă o chestie foarte interesantă și practică, faptul că torpedoul, pe lângă faptul că vine cu un sistem multimedia în plus, ne poți să spui pe aici un micro SD sau altceva, are un volum decent și este și refrigerat. Și încă un lucru care pe mine m-a impresionat foarte mult, faptul că buzunarele ușilor sunt capitonate și pentru mașinile din gama asta de preț nu este un lucru foarte des întâlnit. Și da, sunt și încăpătoare. Sistemul de infotainment are 9,25 inch, este destul de simplu de utilizat, dacă ați avut vreodată treabă cu vreun telefon Android sau cu orice smartphone, o să vă descurcați, touchscreen-ul merge bine, răspunde repede, nu sunt 7000 de aplicații în care să te complici, iar dashboard-ul este foarte configurabil, în sensul în care, ok, acum am pus eu view-ul ăsta mai sportiv pentru că îmi place foarte mult, dar poți oricând să schimbi, mă rog, e enervant că trebuie să fie ușa închisă. Închide ușa și acum, nu știu cât de bine se vede, poți să ai ceasurile clasice rotunde, vederea asta foarte minimalistă, cât și treaba asta sportivă, după aceea din de aici poți să te uiți la partea asta de consum unde e foarte multe detalii. La fel și la sistemele de siguranță, ne poți dezactivezi lane assist-ul, adaptive cruise control, limitator de viteză și așa mai departe. Deci, din nou, un dashboard foarte configurabil în stil classic VAG. Și încă ceva de menționat la partea de practicalitate, aici avem două porturi USB Type-C, o priză de 12V, cât și un port pentru încărcat telefonul wireless. Crede-mă pe cuvânt, se încarcă, dar nu mereu. Și acum ai în spate. Da, deschiderea ușii este foarte, foarte mare, deci nu se va problemă când vrei să pui un scaun de copil sau bagaje ceva mai voluminoase. Și m-a dat un pic peste cap mașina asta, pentru că până acum spuneam că Seat-ul cu dinamică, cu sportivitate și lucrul ăsta rămâne în continuare adevărat. Volkswagen, fiind compania mamă, introducea cele mai noi tehnologii prima, iar Skoda era pe parte de spațiu mare și practicalitate. Deci vă rog să vă uitați cât spațiu am în spate la Seat Araco. Deci în viața mea, doar la mașini foarte mari sau foarte premium, de 3-4 ori mai scumpe, am avut asemenea spațiu la picioare. Deci scaunul este setat pe înălțimea mea de 1,85 m. Deci nu-mi vine să cred. Nu pot să-mi aduc aminte ultima mașină la care am fost atât de mult spațiu în spate, fără să stau scaunele mega în față, fără să stea șoferul lipit de volan. Adică ar putea să stai și achilonil la volan cu 2,10 m și eu încă să fiu, mai ce pot să fac samba, deci incredibil. Big like Seat pentru chestia asta, deci nu mai vine să nu mai zic nimic despre partea din spate, pentru că și la cap, chiar și cu un plafon panoramic, deci acum am mai mult de o palmă de spațiu la cap și cu plafonul panoramic cât? Mai aveam 4-3 degete. Wow! Și pe scaunul din mijloc, chiar dacă tunelul median este destul de înalt, stau bine și în lateral am loc, chiar dacă aveam și două persoane mai corpulente lângă mine. Bine, într-adevăr, dacă aveam persoane ceva mai corpulente lângă mine, nu, aș fi stat destul de înghesuit și poate că cei care stau în partea asta, stau așa un pic, știi, lipiți de partea asta de plafon. Dar e foarte mult loc. Și ca spații de pozitare avem buzunarele din scaune, cât și partea de buzunare din uși, care și aici sunt capitonate buzunarele din ușă, dar ca un lucru un pic mai neplăcut, faptul că materialele de la ușa din spate nu sunt la fel de calitative ca cele din față. Dar, mă rog, la gama asta de preț e cam greu să te aștepți la așa ceva. Și, în plus, mai avem și o cotieră care are această șufă foarte drăguță de care doar tragi. Trebuie să-mi bag eu mâna pe aici, să mă zgâri, să-mi agăț unghiile, unde avem o gumă Orbit și două suporturi de pahare
destul de mici în diametru, deci nu o să țin cap o sticlă foarte mare, dar din nou folositoare, am destul loc încât să nu stau cu mâna direct în suportul de pahar. Dar uitați-vă cât loc e! Ce mai avem pe tunelul median? Încă un port USB Type-C, o priză de 12V și aceste două scaune din spate sunt încălzite, deci a treia zonă de climatizare. Dar uitați-vă cât spațiu e! Sub capotă, cum vă spuneam, avem motorul de bază. Asta înseamnă că avem un motor de 1.5 benzină ce dezvoltă 150 de cai putere, 250 de Nm cuplu motor maxim, prinde suta 9,5 secunde și viteza maximă este 190 km pe oră. Ce vă mai puteți alege pe Taraco? 2.0 diesel clasicul de 150 de cai putere, 2.0 TSI-ul de 190 de cai putere și mai este și cel 1.4 e-Power hibrid care dezvoltă 245 de cai putere. Fiind motorul de 1.5, nu poți ține cu tracțiune integrală, este doar tracțiune pe puntea față, deci rotile motoare doar pe puntea față și toată nebunia asta se întâmplă cu ajutorul unei transmisii DSG în 7 trepte. Din nou, poți să te lei și o transmisie manuală în 6 trepte. Când vorbim de garanție, Seat îți oferă aceeași garanție ca Volkswagen sau ca Skoda, adică 4 ani, care primii 2 ani sunt fără limite de kilometri și anul 3 și 4 vin cu o limită de 120.000 de kilometri. Și din punct de vedere al siguranței, Taraco stă foarte, foarte bine, pentru că a obținut 5 stele la Euro NCAP. Siguranța la adulți este printre cele mai bune pe care le-am văzut în industria auto, și anume 97%, siguranță pentru copii 84%, în timp ce sistemele de siguranță, cât și protecția pietonilor, au obținut un procentaj de 79%. Totodată, este adevărat că și Skoda Kodiaq și Tiguanul au obținut 5 stele la Euro NCAP, dar nu au cifre la fel de bune ca Taraco. Bun. A venit momentul să plecăm și la drum cu Seat Taraco. Are o gardă destul de înaltă la sol încât să nu faceți probleme când vine vorba de off-road, dar nimic prea extern pentru că acest 1.5 TSI de 150 de cai vine doar cu tracțiune față. Din prima, cum vă urcați în această mașină, o să vedeți că suspensia este mai rigidă, este făcut mai mult pe partea de sportivitate și se simte chestia asta. Este mai sportivă ca verișoara Kodiaq sau ca verișoara Tiguan Allspace, dar na, în același timp și suspensia este mai rigidă. Totuși, având în vedere că pe Taraco poți să-ți iei jante de pe 17 până pe 20 de inci. Dacă vă luați pe 17 și pe 18, e ok. Suspensia va absorbi mare parte din șocuri, nu o să apară niște sunete foarte puternice în habitaclu. Dar dacă ți-e pe 19 sau pe 20 de inci, cum avem noi pe 19 inci, da, atunci încep să apară niște sunete mai deranjante, încep să apară niște vibrații, este mult mai rigidă treaba. Direcția este precisă, surprinzător de precisă pentru un SUV de familie, în oraș e cât de cât ușoară încât să poți să navighezi lejer prin jungla urbană, dar în același timp, cu cât crești viteza mai mult, cu atât parcă devine mai precisă și ceva mai grea. Adică pe curbe o să vezi că mare parte unde vrei să pui mașina, păi ea se duce acolo și chestia asta te surprinde. Adică chiar și pentru un SUV de familie pe care ți-l poți lua cu 7 locuri, noi avem doar mașina cu 5 locuri, cei de la Seat au zis, bă, hai să facem ceva diferit, să ieșim în evidență, să facem să fie mai dinamică, mai plăcută de condus. Și da, când ajungi pe un drum mai cu curbe, un drum mai de țară, bă, te poți distra în limitele posibile, te poți distra cu această mașină. Sfatul meu ar fi să vă luați, dacă se poate, măcar 2.0 la diesel de 150 de cai, pentru că 1.5 ăsta are niște momente când e foarte, foarte lene și chiar și cu transmisia asta DSG care o mai salvează de anumite momente de lene și de răspuns greu, tot. Are niște momente când îi dai kickdown și se gândește foarte, foarte mult la ce se întâmplă, până pleacă, până și ia un pic jocul, ca să zic așa, durează. Mai ales atunci când ai pornit sistemul start-stop și vrei să pleci tare de pe loc, deci până își reglează tot ce trebuie reglat și până se gândește cum să pleci și ce sarcine ai dat, durează prea mult. Dar, că tot spuneam de partea asta de dinamică, e și un avantaj, pentru că are un ruliu mult mai mic decât Kodiaq-ul sau decât Tiguan-ul, adică nu simți că ești într-o parcă, nu simți că se bălângăne dacă se întâmplă să intri pe o curbă mai agresiv. Ceea ce din nou este un lucru plăcut. Și că spuneam mai devreme de zgomote în habitaclu, ok, de la rularea și de la interacțiunea pneu-drum nu o să apară niște zgomote deranjante, dar vântul este marea problemă la Taraco din punctul meu de vedere, pentru că cum ai trecut de 100 de km pe oră, mă, încep să aud niște vâjituri foarte, foarte ciudate, nu neapărat deranjante, cam de la 100 de pe la 120 încep să apară niște sunete deranjate, dar apar și niște sunete ciudate. Mare parte asta se întâmplă în jurul stâlpilor A și în jurul plafonului. În rest, nu e atât de haos, nu e atât de panică. Din punct de vedere al vizibilității, mi se pare în regulă. Dacă ar fi să schimb ceva, schimba oglinzele laterale, pentru că mi se pare că, ok, nu sunt neapărat mici, dar au forma asta
sportivă, aerodinamică, îi se îngustează spre vârfuri, știi? Și îți oferă niște unghiuri moarte un pic ciudate, un pic diferite față de alte unghiuri moarte clasice de la alte automobile. Când vine vorba de consumul de combustibil, cei de la ASEA au declarat că în oraș va consuma 7,3, în afară 5,4 și mediu undeva la 6,2. Dar mi se par niște cifre foarte greu de atins, pentru că eu în afară, pe DN, am avut un 7,5 și în oraș deja mi s-a dus consumul pe la 11. Acum, din nou, v-am mai spus și înainte că nu sunt eu neapărat expert în a merge economic cu o mașină, dar mi se par un pic cifrele destul de departe de adevăr. Nu, pardon, pe autostradă am avut consum de 7,5, în timp ce pe DN m-am dus undeva la 6,8. De la 900 de km pe oră, acolo este the sweet spot la mașina asta, unde chiar poți scoate niște cifre destul de decente. Și da, am spus că are niște momente când răspunde greu, dar totuși 0-100 îl face 9,5 secunde, sau mă rog, asta urmează să vedem acum la proba de 0-100. Totuși, e o mașină de 1500 de kg, adică nu e foarte grea și, știi, tot ajunge la o viteză de 130 km pe oră, 140, nu cu foarte mari eforturi. Ca ajustări ale volanului cât și ale scaunelor sunt destule, pentru că volanul se ajustează în lungime, în adâncime și în înălțime foarte ușor. Na, reglaj manual. Scaunul are suport lombar care vine standard și acum pe pachetul ăsta FR avem reglaj electric la scaunul șoferului și avem chiar și scaune cu memorie. Da, asta e destul de clasică poziția la volan. Este o poziție clasică de SUV, destul de înalt și acum am scaunul dat maxim jos și tot mi se pare că stau prea sus pentru preferințele mele. Bun, am găsit un sector de drum liber, în afara localității, suntem aici pe un câmp, nu sunt oameni pe stradă, e în regulă, sunt doar niște băieți care se dau cu niște planoare, ceea ce mi se pare foarte șmecher, din punctul meu de vedere. Deci test de 0-100, da? Mai întâi punem mașina în modul sport, cutia, haideți să trecem pe manual, că sper să avem niște rezultate mai bune în modul manual. Și haideți să vedem ce se întâmplă. Deci avem stânga maxim în frână, 3, 2, 1 și... Ok, a patinat ceva. 80, 90, 100. Mi se șoptește în cască că a scos 10.46. Ea a declarat că 9.5. Deci o diferență de o secundă, ceea ce e un pic cam mult. Pentru asta vreau să mai facem o dată testul ăsta de 0-100, când cutia este în modul sport și nu în modul manual, să vedem ce se întâmplă atunci. Deci, avem deja mașina în modul sport. 3, 2, 1 și... Da, 11 secunde, mamă, a fost și mai nasol acum, deci în modul manual a fost mai rapidă treaba. Deci avem 90, așa, 100, deci stai așa, 3, 2, 1, 5. Ok, deci 3, ceva. De la 100 km pe oră, o să calculăm, noi facem aici la... Am menționat mai devreme videoclip că Volkswagen introduce prima cele mai noi tehnologii pentru că este compania mamă. Skoda este despre spațiu și practicalitate, în timp ce Seatul este despre dinamică și sportivitate. Până la Tarraco, pentru că Tarraco ia sportivitatea și dinamica de la Seat, ia practicalitatea și spațiul imens de la Skoda și ia și tehnologiile la Volkswagen. Și sincer, este o mașină care are și Volkswagen, și Skoda, și Seat, și alte elemente de la alte mărci plăcute. Deci, din punctul meu de vedere, că am spus întrebarea asta în videoclip, merită să ții Tarraco față de Kodiaq și de Tiguan All Space? Da, pentru că în același timp este și ceva mai diferit. Kodiaq și Tiguan sunt pe toate străzile, dar Tarraco este ceva mai rar. Deci, dacă mă întrebați pe mine, merge și cumpărați-o, pentru că merită. Până data viitoare, am fost Silvian Irmia, nu uitați de un like, de un subscribe. Nu uitați pe platforma noastră AutoVantage și pa!